Încep știrile Canal D. Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Îndrăgostită până peste cap, dar chinuită de secrete, o fată de 17 ani din județul Galați și-a luat zilele în cel mai cumplit mod cu putință. Înainte să o facă, s-a certat cu părinții care îi cereau de ceva vreme să rupă relația pe care o avea cu un tânăr căsătorit. Mai mult, oamenii cred despre iubitul ascuns al fiicei că este un loverboy, pentru că ultima oară fiica lor ar fi venit bătută acasă. Vă avertizez, sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional. I-am zis, fată, tu cu să fii. Nu că eu îl iubesc și el mă iubește. Îmi lăsați fata că eu o iubesc și eu nu renunț la femeie și la copii și o trăiesc cu Cătălina. Are femeie și copii. În sufletul bieților părinți s-a dat o luptă groaznică, poate cea mai cumplită la care s-ar fi gândit vreodată. Fica lor, o adolescentă de 17 ani, s-ar fi îndrăgostit nebunește de un bărbat nepotrivit care locuiește la câteva case distanță, convinși că vecinul lor căsătorit și cu un copil a sedus-o doar ca să o plaseze traficanților de carne vie, părinții au cerut fiicei să se despartă. Ce-i cu el? Ce vroia? Să ia fata, să o ducă la... Să o ducă la... Să o drogheze, să o prostitueze, să o... Altceva n-aveți să ia de la fata mea. Au venit cu mașina și m-a amenințat. Ce mine. Aici, așa, în poartă. Ce v-au făcut? A spus că las că stăm noi de vorbă. Asta înainte? Ce voi au până la urmă? Ca să o las pe fata în pace. Să ducă să ce vrea cu ea. Mai mult, oamenii susțin că ultima oară când fata lor s-a întors de la o întâlnire cu presupusul iubit, avea vânătăi pe tot corpul, semn că fusese bătută. Totuși, când i-au cerut să rupă relația, adolescenta s-a înfuriat și s-a baricadat în camera ei. Îngrijorați că nu le mai răspunde după ceartă, părinții au forțat ușa și au găsit-o leșinată lângă o folie de pastile goală. Dar ce s-o las cu el? Da, i-am zis, mami, este căsătorit. Mami, dar el nu mai iubește pe nevasta, de un an de zile mai are relații sexuale. Mamă, știi tu? Dacă el mi-a zis mie tot. Mamă, zic, care femeie are copii? Nu mă miște dacă eu îl iubesc. Lasă-mă să fiu fericită. Dacă nu mă lași cu el, eu mă duc la cer. Într-adevăr, ea a mai avut, a mai plecat de acasă. Au mai avut probleme. Așa am discutat și noi cu familia și cu fata. Știu că la ultima discuție între mamă, chiar fiind din sat de aici, mama i-a găsit cu ea, chiar spunea că se bucură că fata este ok, se înțelege cu ea, îi înțelege. Merge la școală, chiar avea bursă de merit, am înțeles, la școală, era la liceu de marină. Fata încă mai avea puls când echipajul medical i-a dat primul ajutor, dar era extrem de agitată. Tânăra de 17 ani era cu agitație psihomotorie, se certase cu mama, avea niște echimoze pe corp, pe membre și la nivelul gâtului, dar era stabilă hemodinamic și respirator. După ce a fost evaluată, a fost transportată la Spitalul Județean de Pediatrie Galați. Acolo, cadrele medicale au fost nevoite să o lege de pat. În ciuda eforturilor depuse de medici, adolescenta a murit. Hotărât să facă dreptate, părinții au depus plângere pe numele celui pe care îl consideră vinovat și urmează ca polițiștii să-l audieze zilele acestea. Pe de altă parte, psihologii spun că tot acest chin al părinților care își pierd copiii poate fi prevenit cu mult tact. Adolescenții au nevoie să fie ascultați în primul rând. N-am nevoie să le dai sfaturi sau șabloane după care să-și trăiască viața. Societatea în care ei trăiesc este total diferită de societatea în care trăiau părinții lor, să îi asculte. Asta au nevoie adolescenții din ziua de astăzi, să fie ascultați, să nu fie etichetați și judecați. Dacă totuși vă aflați într-o situație de risc, cereți ajutorul autorităților. În România, peste jumătate din victimele traficului de persoane sunt racolate prin metoda Loverboy. Scenariul unui veritabil film de groază s-a derulat vreme de un deceniu în mintea unui tânăr din București, care aseară și-a răzbunat bunicul ucis în trecut de un vecin, într-un sat din Argeș. Tânărul, aflat probabil sub influența drogurilor, l-a atacat pe dușman cu bestialitate până l-a lăsat fără suflare, apoi a fugit. Bunica lui povestește cât chino încearcă, dar recunoaște că se aștepta în orice clipă ca el să recurgă la un gest nebunesc. L-a crescut de mic, iar moartea celui pe care îl considera ca un tată l-a afectat atât de mult că mereu îi mărturisea că individul ce i-a luat viața va muri din mâinile lui. Atenție, sunt imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Le-a spus polițiștilor că el l-a omorât. Doamne, cum o fi avut curaj să spui așa ceva? Îl iubeam, nu vedeam și nu puteam să mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat pe pământ. Doi de ani să te duci. Da.
Gândul tulburător al unui asasinat teribil a încolțit în mintea tânărului de 22 de ani încă din copilărie. Avea doar 12 ani când victima lui de acum i-a ucis bunicul după o răfuială în curtea casei. Pierderea fulgerătoare și șocantă deopotrivă l-a marcat pe viață. A crescut în satul Izvorul din Argeș și îl vedea pe bunic ca pe un tată. Nepotul cu bunicul. Da, uite, bunicul. Așa l-a scos de la vacă și l-a dus pe Iris să-l pojeze tasul cu telefonul. Uite, el ține în brațe. Și vă spunea că îl visa pe bunicul, da, și bunicul îi spunea că nu e mulțumit. Îl visez pe tataie și zice că nu e mulțumit. Copilul inocent din poze a devenit peste an un individ înfierat care și-a trăit toată adolescența numai cu gândul să se răzbune. A zis vreodată că ar vrea să îl omoare pe vecinul? A zis, atunci la 12 ani. Mama, eu pot să acum îi face mare lumuri. Să nu faci așa ceva. Nu trebuie să plătești, mama, cu aceeași modelă care ne-a plătit el nouă. N-a putut. Am fost eu internat în spital. El l-a dus la școală, i-a făcut pachet cu tot, bite cu tot. A venit la mine la spital cu el spălat, nu ziceai că n-a fost femeie lângă el. Și vecinii din sat știau toți de furia tânărului pe dușmanul de moarte. Asta se răzbună, nu-l iartă, da. Până nu-l iartă. Până nu-l omoară și el. Tânărul care a recunoscut crima stătea în București, dar venea des la bunică. Biata bătrână povestește că nu era acasă când el s-a dus glonț să omoare. A dat buzna peste victimă în casă, unde după un schimb dur de replici l-a lovit cu o putere soră cu moartea și a fugit. Când a aflat de odioasa crimă, femeia s-a dus în grabă la secția de poliție. Nepotul ei fusese deja prins de polițiști. L-a văzut, dar nu a putut vorbi nimic cu el. M-am uitat în ochii lui. Nu mi-a răspuns nimic, dar așa. Am citit. Da, prindea. Am venit în familia voastră, m-ați crescut ca să mor tot acolo, ca să omor un om și să merg în pușcărie. Iar tataie să moară în dâng. Nu era prima oară când îl ataca pe bătrânul de 70 de ani. L-a mai bătut odată cu bestialitate și atunci tânărul a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare și nu ar fi avut voie să se apropie de victimă. Eu l-am văzut și rândul trecut când l-au bătut aici în drum. Cum l-au bătut? Cu ce? Juca cu picioarele pe el, pe capul lui și l-au tărât cu cureaua de gând, l-au legat și l-au aruncat în șanț. Potrivit vecinilor, tânărul obișnuia să consume droguri și ei sunt convinși că și aseară ar fi fost sub influența substanțelor psihoactive și bunica lui recunoaște că o apucase pe căi greșite, abandonase și școala și nu-i mai păsa decât de răzbunare. Tate cu căștia pe-n București, acolo e un prăpăd. Atât așa în lumea lui se uite de tot. Muncea acum nepotul? Nu prea muncea, nu era capabil. Îl ajuta tasul și eu. Cu cât o astfel de tragedie se întâmplă la o vârstă mai fragedă, cu atât rana emoțională este mai adâncă și, bineînțeles, un astfel de pact interior, o astfel de credință că se va putea răzbuna, poate să fie adânc înrădăcinată în sufletul unui om care a pierdut pe cineva atât de important. Acum, tânărul de 22 de ani a fost arestat preventiv pentru omor calificat și riscă să stea în grei după gratii. Luna august aduce noi măsuri de relaxare, chiar dacă numărul de infectări cu noul coronavirus e în creștere. Vom avea parte de concerte chiar și cu 75.000 de spectatori și de nopți de distracție în cluburi pline de petrecăreți. Dar colegul meu Vlad Petrișor ne spune în ce condiții se vor întâmpla toate acestea. Așa că, Vlad, bună seara! Te ascultăm! Ești în direct! Bună seara, Silvia, bun găsit tuturor! În localitățile unde rata de infectare este cuprinsă între 2 și 3 la 1000 de locuitori, pot fi organizate concerte și festivaluri cu maximum 2500 de persoane. În localitățile în care rata de infectare este mai mică de 2 la 1000 de locuitori, pot participa la concerte 75.000 de persoane, însă în ambele situații participanții sunt obligați să poarte mască de protecție și să prezinte dovada vaccinării, faptul că au trecut prin boală sau au un test PCR negativ. Acolo unde rata de infectare depășește 3 la 1000 de locuitori, pot fi organizate concerte și festivaluri cu 2500 de persoane, însă doar în condițiile în care toți sunt vaccinați. În ceea ce privește barurile, cluburile și sălile de jocuri de noroc, în localitățile cu incidență cuprinsă între 2 și 3 la 1000 de locuitori, este permisă funcționarea în proporție de 70% din capacitatea totală. Acolo unde rata este mai mică de 2, este permisă funcționarea în proporție de
100%. O altă măsură îi vizează pe copiii mai mici de 6 ani, care de la 1 august se pot întoarce în țară fără să fie obligați să stea în carantină sau să aibă un test PCR negativ, indiferent de zona din care se întorc. Acestea sunt până acum informațiile. Silvia, înapoi la tine. Vlad, îți mulțumesc pentru informații. E îngrozitor prin ce coșmar trece o copilă din Cluj. Fata de 15 ani ar fi fost abuzată sexual de tatăl ei în repetate rânduri. Grozăviile au ajuns și la urechile polițiștilor, dar presupusul agresor este cercetat în libertate. Minora a fost preluată de cei de la protecția copilului și apoi a ajuns la unchiul ei, care locuiește aproape de părintele acuzat de viol. Vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. Abuzurile ar fi avut loc în casa familiei, amplasată în vârf de munte. Mama a fost plecată câteva luni, iar fata de 15 ani și alți trei frați au rămas în grija tatălui. Bărbatul de 37 de ani și-ar fi abuzat copila în repetate rânduri. Până la urmă, fata n-a mai rezistat și a fugit de acasă. La țară cam tot deau. Unii vecini din satul de munte au însă altă părere despre cele întâmplate și iau apărarea celui acuzat. Fetița are probleme. Serioasă. Fetița a suferit că maica s-a plecat de acasă, nu? Și poate de acolo declarațiile. Tatăl copilei este cercetat pentru acuzațiile de viol și act sexual cu un minor, în libertate. Fata a fost preluată inițial de cei de la protecția copilului. Minora este bulversată de situația în care se află. Este greu să gestioneze ceea ce i s-a întâmplat. Minora urmează să fie consiliată de un psiholog. Între timp, locuiește cu un unchi aproape de gospodăria familiei, unde s-au petrecut presupusele abuzuri. Nu sunt cunoscuți ca fiind o familie cu probleme până acum în prezent. Copiii sunt bine îngrijiți, copiii frecventează regulamentar cursurile școlare. Tatăl fetei a mai fost condamnat în trecut pentru că a condus mașina în timp ce era băut. Consumul de alcool este văzut de psihologi drept o posibilă cauză pentru astfel de grozăvii. Pe fondul consumului de alcool sau de droguri pot exista comportamente sexuale total deviante, chiar în lipsa unui diagnostic, pentru că efectiv în acele momente sexualitatea este mult mai puternică decât conștientizarea faptelor. În România, din 4 cazuri în care minorii sunt victime ale abuzurilor sexuale, doar unul este judecat ca viol. Restul sunt considerate acte consimțite, pedepsite mai ușor de codul penal. România fierbe sub un val apăsător de caniculă care ne face zile grele până sâmbătă. 34 de județe sunt sub cod galben de vreme exagerat de caldă, iar temperaturile vor atinge la umbră 39 de grade Celsius. În zonele rurale unde există sistem de apă curentă, toropeala i-a prins pe săteni făcând drumuri istovitoare până la fântână, singura sursă de unde pot lua apă de băut. La orașe printre betoane, cei mai chinuiți au fost cei nevoiți să lucreze sub soarele dogoritor. Ca într-o saună în aer liber se simt de astăzi românii care înfruntă temperaturi de până la 39 de grade Celsius. La Galați, razele soarelui au ars atât de tare încât gheața se topește de parcă ar sfârâi pe foc. Cei care au muncit în aer liber s-au copt sufocați de căldură. Cât de cald e? Insuportabil. Ce temperatură e aici la asfalt? 180 de grade. Codul galben de caniculă este valabil timp de 5 zile în 34 de județe, unde nu doar că va fi extrem de cald, dar și disconfortul termic va fi ridicat, mai ales în Oltenia și Muntenia. Nici în nordul țării nu e mai bine. Pe ulițele pustii din satul Sărătură, nume parcă predestinat celor însetați, oamenii locului simt valul de căldură mai apăsător ca oricine. Nu au apă curentă în localitate și nici cerul nu pare să se îndure de ei. Singurul loc unde se pot răcori este la cele două fântâni din sat. E greu să vă spateți apă. Deja. Mănăduș. Veronica Gardoș, văduvă și rămasă a nimănui la bătrânețe, reușește cu greu să-și care apa în găleți. Se sprijină în două cârje, iar pe căldurile dogoritoare, drumul până înapoi pe prispă pare că nu se mai termină. Cum vă descurcați cu apa aici? Am eu fântână. Și aduc câte 2 litri de apă, mi-a aduc. De mâncat nu, acum nu pot să fac. Am lemne în șură, tăiate, dar nu le pot crăpa, nu vine nimeni să-mi crăpa. Și vecinul ei, Cornel, bate ulița în lung și în lat ca să-și umple gălețile cu apă. Apa curge din belșug prin robinetul conectat la fântână, iar asta îl bucură pe sătean care, de nevoie, se mulțumește cu puținul primit. De acolo iese fântână. Și vine prin cădere? Da. Are izvor tare. Și orice trecător vine și bea apă de aici când... Și mai poartă mai multă lume, nu numai eu, e aici din sat. Și cu ce își duc? Cu găletele.
Micul sătuc în care locuiesc 40 de suflete aparține de orașul Ardud, aflat la o distanță de doar 40 de kilometri de satul mare. Primarul susține că localitatea este cuprinsă într-un proiect de alimentare cu apă, iar lucrările se apropie de final. Pentru toate localitățile am făcut de-a lungul timpului proiecte care le-am depus pe diverse programe de finanțare. Din păcate, nu toate ți se aprobă atunci când vrei tu, ci când le vine vremea. Potrivit studiilor INS, în anul 2019, doar 70% din populația României era conectată la sistemul public de alimentare cu apă, lucru care ne situează în coada clasamentului european. E alertă de călătorie în Grecia, unde insulele fierb sub povara soarelui și a fost emis cod roșu de caniculă și avertizări de incendii de vegetație. Cu detalii însă, ni se alătură colega mea, Andreea Gurban. Andreea, ești în direct. Bună seara, te ascultăm! Bună seara, Silvia, bun găsit, doamnelor și domnilor. Mare atenție pentru sutele de mii de români care călătoresc în Grecia în această perioadă. Ministerul Afacerilor Externe a emis o alertă de călătorie, o alertă de cod roșu de caniculă și incendiu de vegetație, ce va intra în vigoare începând cu această seară și va fi valabilă până marți 3 august. Această alertă vizează nordul, centru și vestul teritoriului elen, cu precădere capitala Atena și insula Creta. Aici temperaturile vor fi cuprinse între 39 de grade Celsius și izolate. Atenție, vor putea ajunge până la 45 de grade Celsius. De aceea autoritățile elene avertizează atât cetățenii cât și turiștii să evite orice fel de activitate care ar putea provoca un incendiu de vegetație, cum ar fi folosirea grătarelor în aer liber sau aruncarea unei țigări aprinse. Deocamdată acestea au fost informațiile. Silvia, înapoi la tine. Andreea, îți mulțumesc pentru informații. Andrei Dascălu, finalistul de la Survivor, vorbește în exclusivitate despre problemele care au apărut deja în relația lui amoroasă cu războinica Roxana Ghiță. Revin cu întreaga poveste, însă puțin mai târziu. Până atunci aflăm că Roșia Montana, a cărei soartă a fost intens disputată vreme de 5 ani din pricina aurului pe care îl ascunde, a intrat în patrimoniul mondial UNESCO. Ce aduce României această hotărâre a Forului European, ne spune colega mea Ana Turda. Bună seara, Ana, te ascultăm. Știi în direct. Bună seara, veste a bucurat pe cei care an la rândul s-au luptat ca Roșia Montană să nu devină din cel mai frumos loc al României în cel mai poluat. O companie din Canada câștigase în 2013 dreptul de a scoate aurul din munți, dar protestele masive de la acea vreme le-a determinat pe autorități să dea înapoi. De altfel, statul român se judecă cu compania străină încă de atunci. Această societate a cerut Tribunalului Special al Băncii Mondiale de la Washington suma de 5,75 de miliarde de dolari drept despăgubire pentru blocarea acestei exploatări care ar fi trebuit să fie cea mai mare exploatare a aurului din Europa. Acum, Comitetul Patrimoniului Cultural UNESCO a inclus situl Roșia Montană în patrimoniul mondial în pericol, ceea ce înseamnă că cel mai probabil exploatarea în zonă va fi interzisă. Președintele României Klaus Iohannis și vicepremierul Dan Barna au postat pe rețelele de socializare mesaje în care arată că sunt bucuroși de această decizie, mai ales pentru că cel mai probabil turiștii vor putea să meargă în zonă și să viziteze situl Roșia Montană. Deocamdată acestea au fost informațiile. Silvia, înapoi la tine. Mulțumesc pentru informații. Primarul din Drobeta, Turnu Severin, interzice accesul trotinetelor în parcuri și în zonele de promenadă. Iar alte orașe ar putea urma acest model după sutele de accidente în care au fost implicate aceste mijloace de transport. Cei care le folosesc zi de zi sunt revoltați, spun că nu poluează și nu aglomerează străzile, dar legea e mai mult împotriva lor. Acest tânăr aflat pe trotinetă face slalom printre autoturisme și nu ține cont de culoarea semaforului. Pe roșu s-a dus trotineta, fix pe roșu. Iar acest bărbat nu frânează în fața trecerii de pietoni, de parcă regulile de circulație nu ar fi valabile și pentru el. Două sute de accidente în care au fost implicate trotinetele electrice au avut loc între 2016 și 2019, iar un pieton și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un mijloc de transport de acest fel. Nu și-au niciun fel de măsuri de precauție când se urcă pe ele. Adică nu contează că mai sunt și pietoni, sunt numai pe șosele. Un pic teribiliști, cam fără regulă. Se pare cumva periculos pentru pietoni. Da, dacă e condus de cine nu trebuie, această cu trotinet.
La cine te referi când spui cine nu trebuie? Adică oameni care nu știu nici măcar cele mai elementare chestii de circulație. Cei care folosesc trotinetele nu au voie să circule pe trotuar, ci doar pe prima bandă a drumului, dar nici șoferii nu-i prea acceptă pe stradă. Unii dintre ei sunt foarte agresivi. În momentul în care vrei să faci stânga sau dreapta, ei se bagă. Chiar dacă tu te-ai băgat în intersecție să faci stânga sau dreapta, ei vin din spate și n-au nicio treabă. Privim problema și din perspectiva celor aflați pe trotinetele electrice. Ar putea circula pe pistele speciale, dar în București sunt numai 16 km, dovadă că infrastructura lasă de dorit. Pe trotuar. Pe unde îmi permite drumul. Sunt eu mai atent, încerc să evit eu pe ei prima dată. Mihnea merge pe două roți de mai bine de 3 ani, cu toate că are și mașină, dar în acest fel nu poluează și nici nu pierde timpul în ambuteiajele din București. În comunitatea Wear Electric suntem foarte mulți șoferi care alegem să folosim trotinetele electrice ca un mijloc de deplasare din punctul A în punctul B, nu de plimbare, nu de relaxare. Este un mijloc necesar de locomoție. Noi alegem să lăsăm mașina acasă, uitați-vă ce este în trafic. O mașină în minus în trafic înseamnă o trotinetă în plus. Anual, românii cumpără aproximativ 30.000 de trotinete electrice, iar aplicațiile de închiriere pun la dispoziție oamenilor alte câteva mii. Cine mai intră cu mașina în parcuri naturale ori pe plajele sălbatice ar putea să se întoarcă acasă cu trenul. Nu de alta, dar ministrul mediului plănuiește să-i sancționeze astfel pe toți turiștii care nu vor să se dezlipească de autoturisme în vacanță. Măsura ar putea să schimbe fața ariilor protejate pe care des le vedem invadate de gunoaie. Cea mai grăitoare imagine a fost surprinsă pe platoul Bucegi, cum altfel decât într-o zi de weekend. Veniți cu miile să admire acest loc, turiștii au intrat cu mașinile până aproape de Babe și Sfinx, deși accesul autoturismelor în aria protejată este strict interzis. Fotografia surprinsă anul trecut a iscat valuri de revoltă, care însă n-au schimbat prostul obicei al turiștilor de la munte. Acest turist cu autoturismul, vă vedeți bine că aduce numai nenorociri. Dacă vrei să fii un om de munte, e bine să mai mergi și pe jos un pic, să-ți mai refaci oxigenarea corpului. Sursele coercitive ar trebui să mai potolească din acest elan turistic între ghilimele și să ne luăm bocancei și rucsacul și să mergem civilizat pe cărările de munte, să avem grijă să protejăm tot ce înseamnă flora și fauna. România este singura țară din Uniunea Europeană unde încă se mai intră cu mașina în parcurile naturale. Ministrul Mediului spune că are în plan înăsprirea pedepselor. Sancțiunile sunt mari, de la 5.000 la 25.000 de lei. Colegii noștri au aplicat inclusiv sancțiuni de 10.000 de lei care au fost și recuperate, dar văd că acest lucru nu este suficient. Mai exact, cei care invadează ariile protejate ar putea să rămână fără mașinile proprietate personală. Polițiștii ar urma să le confiște dacă le găsesc parcate în rezervații, inclusiv în rezervația Delta Dunării. Plaja de la Vadu, partea biosferei, nu mai e de mult sălbatică din pricina turiștilor care vin și campează aici de ani de zile. Ce v-ați comandat? Pizza. Pizza. Patru bucăți, văd. Da. Altceva? Bere. Suc. Distracții. Ați preferat să se transforme în zonă turistică? Da, normal. Să fie puțin amenajat parcarea. Da, drumul e... Dar nu și-ar pierde din farmecul ei până la urmă? Nu, ce credeți? Puțin infrastructură nu-și pierde farmecul. Din contră, ar fi mai bine. Frumos, e curat, nu e așa mizerie. E frumos. E sălbatic, dar frumos. Chiar a fost o alegere bună. Și deja avem imediat o săptămână. Mai grav e că turiștii lasă în urmă munți de gunoaie, cum s-a întâmplat săptămâna trecută pe plaja din Vadu, tot arie protejată. Panourile amplasate aici nu sperie pe nimeni. Roșiile românești, verzi și care n-au gustul dulce de altădată, sunt de fapt legume de import. Asta a descoperit un producător din Oltenia pe rafturile unor supermarketuri. Roșiile vândute ca fiind de pe meleagurile noastre erau expuse în lăs cu etichete din țări străine. Mai mult, interiorul tomatelor era aproape verde, semn că au fost recoltate și date spre comercializare mult prea devreme. Aceeași practică a fost descoperită și în cazul pepenilor cu etichetă de România, dar ambalați în lăzi din Grecia. Avem roșii de România, da, în lăs de Turcia. Că la noi merge la România. Roșii verzi, cred că e un nou soi. Pepeniș din România,
Și uite, ne-am luat ambalaje din Grecia. Da, da, da. Așa arată roșiile și pepenii comercializați într-un lanț de magazine din Slatina. Tomatele expuse mult prea devreme la raft sunt aproape verzi și, deși sunt vândute drept roșii de România, lăzile în care legumele au fost ambalate ne arată altceva. Același lucru se întâmplă și în cazul lubeniței, chipurile de dăbuleni, dar aduse se pare din Grecia. Reprezentanții magazinului nu au mai încercat nici măcar să schimbe cutiile, astfel că se poate observa și regiunea lor de proveniență. Își bat joc de tradiție, își bat joc de gust, își bat joc de consumator, își bat joc de noi de producător. Mihai Chesnoiu, producătorul care a descoperit cazul, muncește în agricultură de la 16 ani. În serele sale din grădinare Olt, bărbatul încearcă să facă legumicultură de performanță, să cultive experimental și să aducă inovații. Așa trebuie să arate o roșie românească. Gustoasă, parfumată, crescută în solurile noastre fertile. Descoperirea făcută în supermarket l-a lăsat cu gust amar. Faptul că unii retaileri își alimentează rafturile cu produse mai ieftine din import îl sperie, mai ales că tomatele pe care le vând sub brand românesc nu au aspect și gust de roșii autohtone. Piața noastră este o piață foarte bună consumatoare de tomate. Firmele ce intermediază acest produs sunt tentate să vândă, să cumpere cât mai ieftin și să vândă cât mai scump. Așa ajung ca să înșele, au plecat încet de la mici cantități și au reușit să scoată efectiv toată roșia românească de pe din consum. După ce este cultivată din seră, o roșie trece prin numeroase procese până să ajungă pe rafturile marilor magazine, astfel că de la ambalare și până la expunerea sa pe rafturi pot trece chiar și până la 2 săptămâni. S-am găsit ea în supermarket, cred că a fost recoltată undeva la culoarea aceasta. Deci verde. Deci în niciun caz, nici măcar așa a ajuns pe raft. La culoarea aceasta era pe raft. Deci vă dați seama că ea a fost cu siguranță recoltată la culoarea asta. Ultimele statistici arată că doar în iulie 2019 țara noastră a importat o cantitate de peste 25.000 de tone de legume în valoare de 20 de milioane de euro, în topul legumelor fiind roșiile, cartofii, morcovii, ceapa și păstăile uscate. Românii evită nunțile de vreme din pricina darului mare pe care trebuie să-l lase. Cum au influențat restricțiile tarifele, aflăm de îndată. După 50 de ani în care a fost cel mai mare producător de energie electrică din nord-vestul țării, Steaua de pe Mureș, așa cum era denumită termocentrala Mintia, s-a stins pentru totdeauna. Aproape 700 de oameni din județul Hunedoara rămân acum șomeri după ce compania și-a închis porțile din cauza insolvenței. Iar problemele nu se opresc aici. Mai bine de 13 școli din municipiu care primeau căldură de la termocentrală ar putea fi închise la iarnă. N-aș fi crezut niciodată că apune Steaua de pe Mureș. Revoltă, tristețe și melancolie. Atât a mai rămas în sufletele aproape 700 de oameni deveniți șomeri după o viață devotată muncii. Termocentrala Mintia, cunoscută ca Steaua de pe Mureș, a fost închisă definitiv din cauza unor datorii uriașe acumulate în ultimii ani. Seara trecută, angajații au ieșit din ultima tură de serviciu și au plecat acasă în aplauze. M-am angajat la 1 august 1987 pe post de telefonistă și până în ziua de astăzi doar ca telefonistă am lucrat. Salariații au fost concediați și vor primi plăți compensatorii de 9.000 de euro, șomaj și venit de completare, în funcție de vechime timp de 2 ani. Toți rămân însă cu un gust amar și cu dezamăgirea că, rând pe rând, România își îngroapă propriile comori industriale ca să importe energie la preț mult mai mare. Sentimentele în aceste zile cred că sunt amestecate, tristețe în general, mai ales când intri în sala mașini sau în sala cazane și auzi păsările, îți dai seama că te afli în locul nepotrivit, te întrebi dacă ești într-o termocentrală sau nu. Această termocentrală a funcționat vreme de 52 de ani și pentru că într-o perioadă a acoperit aproape 10% din consumul energetic al țării noastre, a fost numită și Steaua Mureșului. De anul trecut însă este în insolvență și urmează să fie vândută. Aici, în sala mașini, în cea mai mare. Domnul era pe turbine, eu eram pe cazane. O parte dintre foștii angajați ai termocentralei au fost astăzi în fața primăriei din Deva, alături de mai mulți părinți. În urma închiderii colosului industrial, 13 școli ar putea rămâne fără căldură la iarnă. Nu știu dacă cineva îmi poate mie garanta acum că din noiembrie va continua școala.
pentru că noi nu avem centrală la liceu energetic. Pentru școlile care până acum erau alimentate cu energie de la termocentrala închisă, s-au alocat anul trecut fonduri pentru a instala centrale pe gaze, însă până acum unitățile de învățământ nu au fost dotate. Țara noastră este codașa Europei la colectarea selectivă a deșeurilor și plătim penalizări uriașe pentru că nu reușim nici acum să reciclăm 50% din gunoiul produs, așa cum cere Uniunea Europeană. Pentru că experiența ultimilor ani ne-a arătat că, de bunăvoie, mulți dintre români nici nu se gândesc să separe gunoiul, firmele de salubritate din marile orașe au fost nevoite să găsească metode pentru a-i determina pe oameni să recicleze. Drumul până la centrul municipal de colectare din oraș i s-a părut prea lung acestui bărbat, așa că a încărcat mobila veche în portbagajul mașinii și a aruncat-o lângă containerele de gunoi. Nu este însă singurul, alții nu mai contenesc să descarce 10 de saci cu gunoi pe care îi lasă lângă trotuar. Ca să descurajeze astfel de comportamente, Societatea de Salubrizare din Iași a împânzit zonele în care se află pubelele cu camere de luat vederi. Sunt încă foarte mulți cetățeni care abandonează deșeurile în punctele gospodărești. Aceștia au fost filmați, aceștia au fost identificați. Amenzile sunt cuprinse între 500 și 1000 de lei. Dumneavoastră ce faceți? Cum selectați? Sincer să fiu, nu prea selectez, nu am cum. Stau la apartament cu două camere și de obicei pun la oaltă, să fiu cinstit. Camerele au fost montate nu doar în zona punctelor de colectare, ci și pe mașinile care ridică gunoiul. Astfel, angajații din dispecerat se asigură că fiecare șofer ridică doar gunoiul pentru care a fost trimis în teren. Așa că firma a redus consumul de carburant cu 10%, iar numărul de locații în care ajung într-o zi șoferii de la salubritate a crescut cu 50%. Fiecare mașină care pleacă din garajul nostru pleacă după o fracție. Dacă a plecat pe hârtie carton, această mașină nu trebuie să ridice decât hârtia cartonul. Iar această cameră ne ajută ca salariatul nostru să nu greșească în ceea ce ia din teren. Eu sunt atentă, că sunt obișnuită că mai merg la copii în Belgia și îl selectez, dar nu se ia în considerație de majoritatea. România are a doua cea mai slabă rată de reciclare a deșeurilor din Uniunea Europeană, cu 14%. Campion la bună purtare sunt germanii, pentru că reușesc să recicleze 68% din gunoiul pe care îl produc. Statisticile arată că România produce 4,5 milioane de tone de deșeuri municipale nereciclabile în fiecare an. Fascinați de frumusețea României, mii de turiști străini au ales să-și petreacă vacanța în inima Transilvaniei. Sibiul este însuflețit de oaspeți din toată Europa, care au venit la noi după ce au citit în publicațiile străine că orașul este din nou în topuri, ca fiind una dintre cele mai sigure destinații de vacanță. Ce que j'aime beaucoup, c'est la ville, les rues piétonnes, les terrasses, l'architecture, la nourriture, les Roumains qui sont charmants. Donc on peut même maintenant voir la dimension de la forteresse, où on peut voir la fabrique et les blocs. On a déjà une région industrielle. O experiență de poveste trăiesc turiștii străini care zilele acestea descoperă frumusețea Sibiului. Centrul istoric, tixit de clădiri vechi cu arhitectură spectaculoasă, este fotografiat de oaspeții străini. Au venit din Franța, din Italia și din Marea Britanie și au rămas plăcut impresionați. It's a beautiful country and it's a nice atmosphere here, very relaxed. So I like it here. La deuxième fois, je suis déjà venue l'été dernier voir une amie qui habite ici et c'est la deuxième fois. Et Sibiu, c'est une ville cool. Recent, Sibiul a intrat din nou în topul orașelor europene care merită vizitate și care sunt destinații sigure în pandemie. Jurnaliștii de la Washington Independent îl denumesc orașul cu ochi, datorită ferestrelor înguste din acoperișurile vechi. Well, it's you, eh? C'est déroutant, quoi. I'm here for the first time. It's amazing for the architecture and the atmosphere. I was really not expecting so much beauty in this place. Orașul este recomandat drept locul perfect pentru o vacanță în siguranță. Jurnaliștii străini laudă frumusețea Sibiului și recomandă o serie de obiective turistice. În centrul atenției se află zona istorică. Sibiul este considerată a șasea cea mai bună destinație europeană pentru turiști. Toate rezervările sau, mă rog, promisiunile care ne vin de la mijlocul lui august încolo, pentru septembrie și octombrie în principal, sunt dinspre Statele Unite. Jurnaliștii americani le recomandă turiștilor să viziteze Sibiul toamna pentru a beneficia de oferte și reduceri la biletele de avion. Andrei Dascălu, finalistul de la Survivor, vorbește în exclusivitate despre relația lui amoroasă cu războinica Roxana Ghiță. După ce a venit din junglă, s-a înfiripat, dar spune că e confuz în momentul de față, că nu se mai înțeleg la fel ca înainte și nu știe ce viitor va avea iubirea lor. Da, multă lume întreabă, ești împreună cu Roxana?
Și nu știu ce să răspund. Ori da, ori nu, pentru că nu știu. Nu suntem nici prieteni, dar nu suntem nici într-o relație. Suntem undeva la mijloc. De-aia nu pot să răspund oamenilor de acasă dacă sunt cu ea sau nu. Exact, nu știu. Trebuie să stau să vorbesc cu ea, să lămurim, să vedem ce se întâmplă. Andrei Dascălu, finalistul de la Survivor România, recunoaște public că după întoarcerea din junglă între el și Roxana Ghiță s-a înfiripat ceva. Au decis să pornească o relație, iar în ultima vreme postau destul de multe poze împreună, doar că ceva s-a întâmplat, spune Andrei, care este deja confuz. Am fost sau suntem la început de relație. Faza e că ne înțelegeam mai bine înainte decât acum. Nu mai este aceeași conexiune cum era înainte. Nu cum era cu Belize, înainte de relație. Plus că nu prea am mai păstrat așa mult legătura și nu știu ce se întâmplă. Astăzi l-am întâlnit pe plaja Reina din Constanța, acolo unde s-au mutat colegii de la Radio Impuls. A venit cu alți războinici să se distreze, dar lipsea Roxana. Mi-am dat mesaj, nu răspunde, nu știu ce se întâmplă, aștept în continuare pentru că așa sunt eu bun, cu minte și îmi place să aștept. Dar nu o să mai aștept mult. Ar trebui să răspundă la mesaj, că dacă nu, o să caut pe alta. Vreau gagică și dacă ea nu-mi dă atenție, o să caut pe alta până la urmă. Până atunci, supraviețuitorii au avut parte de clipe de senzație pe plajă în libertate. Au făcut baie mare și s-au fotografiat îndelung cu fanii. Iar cei de la Radio Impuls i-au supus la niște trasee amuzante. Să avem o continuare! Profesioniștii atacă! Profesioniștii în față! Incredibil! Căldura de aici din România este mult mai intensă, mai puternică decât cea din Dominicană, pentru că ne-a terminat la final. Ne-am ieșit foarte mult din rind, pentru că am venit acasă, am început să mâncăm mai mult și mâncare deja a devenit obositor. Au ținut să le facă față și turiști mai curajoși. A fost o echipă a turiștilor care cât de cât s-a ridicat la înălțimea profesioniștilor de la Survivor. Important e să participi până la urmă și să te distrezi. Da, în calitate de domnul Dan, a fost doi Dani ai traseului, Orlando Ivan și Radu Țibulcă, fiecare cu câte un traseu. Cum să fie? Bine, noi chiar ne pricepem, facem asta de mult. Dacă aveți de prezentat nunții, mormântări și teri de moți, venim și la noi și cântăm, facem atmosferă. Colegii de la Radio Impuls rămân pe plaja Reina din Constanța până la sfârșitul lunii și așteaptă pe ascultători să vină să ia parte la diverse concursuri ce vor fi organizate acolo. Doamnelor, domnilor, jurnalul se oprește aici. Sunt Silvia Ioniță, vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept mâine de la ora 19, evident cu știri. O seară frumoasă vă doresc tuturor. Toate bune!